Criza nu pare să se simtă când vine vorba de mâncarea pentru Crăciun. Hala de carne din piața centrală era plină ochi în această dimineață. Romașcanii stau la cozi ca să-și cumpere carne, șuncă, tobă și cârnați. Oamenii vor să pună pe masă cât mai multe bucate tradiționale și nu pare să conteze faptul că pentru masa de Crăciun au lăsat bani grei. Vă aprovizionați pentru masa de Crăciun? Da, da, ca orice român, nu-i masă tradițională. Ce veți cumpăra? Cărniță, mușchiuleți. Pentru o piftie, ceva? Dați la rând pentru carne de porc. Și de porc și de vită. Cât veți cumpăra? Cât veți aloca pentru masa de Crăciun? Nu se știe. Ce veți cumpăra anume? Mușchi de porc, carne tocată de vită. Mi se par prețuri. E cam piparat. Ce veți cumpăra? Ei. Porc? Nu chiar porc, asta e un sfert. Nu-ți bani unul, nici jumate. Ne aflăm în preajma Ignatului, să înțelegem că dumneavoastră veți lua porcul din magazin. L-am tăiat acasă, luăm ceva completare, țină vită. Ce veți pregăti pentru masă? Ce se pregătește de obicei? Cărnați, tobă, tot ce se face, sărbători. Vă aprovizionați pentru masă de Crăciun? Da, să zicem. Ce veți cumpăra? Carne. Porc? Nu, vită. Prețurile cum se fac? Cum se fac? Cred că așa cum au fost și până acum. Bune, rele, ce importanță are. Cam ce buget ați alocat pentru masa de Crăciun? N-am alocat niciun buget. Cât îmi trebuie, iau și fac. Puțin sunt cei care își permit să cumpere un porc întreg, așa că cei mai mulți merg la piață să cumpere câteva kilograme de carne de porc. Prețurile sunt destul de ridicate. Coteletul sau ceafa de porc costă 23 de lei kilogramul, costița de porc 16 lei kilogramul, rasolul de porc 8,5 lei kilogramul.